soția. Cuvântul fericirii pe 20, nu știu cum nu, dar tu vrei să te mai faci cu soția. Eu i-am spus în față, ea nu mai vrea. Dar tu ai vrea? Te întreb că eu am ceva de la Domnul pentru tine. Nici eu nu pot să iau decizia asta în fața Domnului acum să spun da și mâine mă întorc cu altă. Ca să știm ce ne rugăm. Că i-am zis, păi i-am zis în față, i-am zis, gândește-te că avem copii. Unul de 7 ani și unul de 4 ani. Vrei să fii acasă, ușa e deschisă permanent pentru tine. Ea nu înțelege. Mă amenință, mi-a dat suspendare la copii un an de zile până la anul pe 1 noiembrie. Pentru pe 1, la anul ce vine. De 6 luni de zile nu pot să fac copii. I-am zis la avocat ce faci. M-am zis la avocat, ei nici nu zice ba, nici bă, nu mă bani, mă și bun. Sunt cazuri foarte reale. Hai ca să nu lungim, te rog eu. Am un eu da, eu am spus, în față la Dumnezeu, te spun în seara asta cu toată inima, că este duminică seara și ultima zi de săptămână, mâine încep cu o nouă strâsteță toată săptămână, o aștept cu brațele deschise. Atunci, trebuie să faci un singur lucru în seara asta și vă fie o mărturie, o minune, că s-a vorbit de semne. Tu ai cerut un semn în urma lucrării care făcut în seara asta, tu ceri un semn. Doamne, te rog frumos, de azi, dacă Domnul lucrează în direcția familiei și va restabili familia și vei vedea mâna lui Dumnezeu, te dedici pentru toată viața în brațul Domnului. Da. Amin. Facem o rugăciune în seara asta. Domnul Iisus, asculte. Deci Domnul va